Salutare și bine v-am găsit la părerea mea despre Albert N.B.N. Beto 2. Trebuia să facem și pasta, nu? E prima oară când ascult piesa asta, mi-o țin până la reacție să reacționăm împreună la piesa asta și vom vedea care ești tu cu Beto 2. Am auzit o parte așa pe TikTok, că n-aveai cum să nu auzi. Și cum știți, ca de obicei, înainte de toate, dragi noștri sponsori de la Boosteroid. Astăzi vom vorbi despre cum să faci bani cu ajutorul Boosteroid, pentru că au băgat un program de afiliere în care tu poți face bani prin Boosteroid. Dacă îți aduci prieteni să aboneze la Boosteroid, indiferent că ești student, ai nevoie de bani și vrei să faci tu bani, Boosteroid este aici să te ajute în caz de tu aduci oameni care să cumpere un abonament lunar. Tu vei primi 7,5 euro pe fiecare user care își cumpără un abonament din afiliere, din linkul tău de afiliere. Așa că, dacă vrei să faci bani, intră pe linkul din descriere, devine un partener afiliat și îți vei putea scoate banii o dată ce atingi suma de 50 de euro în balanța ta și vor fi trimiși către PayPal-ul tău. Bun, hai să-i dăm drumul, 3 minute de piesă, altceva. Mă scuzați că sunt așa recalcitrant, ha? Am stat cu tata la pârnaie. Țin pistoale după mine, e stresant, ha? Dar vor fraier să mă taie. Yikes, nasol. Adică dacă ți amintești faza cu bătaia din AFI, să vii așa la cineva să-i zici că bă, hai să facem o poză și după aia să iei la bătaie, nasol. Mă scuzați că sunt așa recalcitrant, ha? Mine e stresant, ha? Ha? Dar vor fraier să mă taie. Nu știe nimeni ce e în sufletul meu, ha? Mă doare în pulă, eu vorbesc urât mereu. Pula-n voi, ești pisică și vrei să te... Doamne! Am auzit pe TikTok partea asta și m-am gândit, bă... Adlib-ul ăsta cu... Vorbesc urât și tu pe aia direct, pula-n voi. M-am început să râd, vor fani. Dai la leu. Vă rugați la Dumnezeu. Dar lăsând asta la o parte, sound-ul clean. Adică mi-aduce aminte de Beto, gen prima piesă Beto, care mi-a plăcut rău, mi s-a părut vibe, mi s-a părut tare, știi? Dar am crescut în bani și droguri și n-o să-mi fie rușine. Niciodată când eram mic, vă uitați urât pe mine. Făceați pula mare, dar știți că rândul vă vine. Nu vreau de la vârsta asta să am pe cap prime. Salut. Ce faci, mă? Băi, sună-l pe Liviu și vezi că astăzi mergem, avem treabă, dar nu răsturnăm cartierul în două, ești nebun. Nu e vorba de cântat, ha? De cântat, ha? Fac mii la 16 ani și toată lumea dă din cap. Am venit... Conduce la 16 ani. A doua oară. Sper să nu vadă poliția asta. Cu Beto ați crezut că m-am blocat. La tot ce visați, eu deja mi-am cumpărat. Nu e vorba. Repet, ce am spus și la MGK, tot ce auziți aici nu trebuie să replicați ca pe un trend. Nu vorbiți despre fapte, bătăi și alte chestii când nu e cazul. Doar pentru că vedeți că niște oameni prind cu chestia asta, să nu faceți din asta un trend, că e gen nasol. Mă bate după apă pe toporul, a zis că e bătăuș, dar bate apropouri. Dacă ceva prinde, nu înseamnă că trebuie să fie și replicat. Bă, e hard, piesa e hard rău de tot, mă jur că piesa e foarte, foarte hard și gen, are și sound foarte bun, chiar îmi place piesa asta. Crip ca un cris, dos în Beto și o să fiu până la sfârșit. Ce e, mă, pula mea, prins, mergem la pușcărie. Dă-i, mă, pula mea.
mamă, îmi dă vibe-uri de la familia, Sișu și Puia, știi, când vorbeau la foame de bani prin telefon. Toată panoramică și-a luat lumea în cap, și-a luat lumea în cap. Hai, doar nu pe jos, ăsta o bea. În sfârșit cineva care bea popcola și nu o toarnă pe jos. Respect. Nu e vorba de cântat, de cântat. Fac mii la 16 ani și toată lumea dă din cap. Am venit cu Beto, am crezut că m-am blocat. Bun, bun, mă. Ce visați, eu deja mi-am cumpărat. Nu e vorba de cântat. Trebuie să toarne. Nu, că trebuie să toarne popcola aia pe jos. Nu, nu, nu pot să cred așa. Fac mii la 16 ani și toată lumea dă din cap. Am venit cu Beto, am crezut că m-am blocat. La tot ce visați, eu deja mi-am cumpărat. Popcola sponsor mi arunc găleți de popcola dacă vreți în clipuri. Nu pot să cred. Așteptăm Beto 3, frate. Beto 3, că și Beto 2 a fost mișto. Tot este Beto 1, Beto 2, Beto 3. O să fie Beto 10. Ca la iPhone, știi? Dar aici maker, oricum, piesa, lăsând orice cate la o parte, piesa aici maker, îmi place sound, mișto rău de tot, foarte agresiv așa și gen și clipul e tare rău de tot. Ce să zici, mă? Chiar și maker, chiar tare. O piesă chiar bună. V-am spus, inițial mie nu m-a spart așa tare piesa M6, n-a fost pe vibe-ul meu, dar bă, când a scos Beto piesa aia, mamă, am zis tare rău de tot, când am auzit snippet-ul, am zis, bă, trebuie să scoată piesa asta, chiar îmi place și maker. Și gen stilul ăsta îl prinde destul de bine. Și gen se potrivește cu stilul pe care îl cântă. E hard, cânte spre ce cântă, dar omul are niște chestii în spate și permite. Nu replicați ce vedeți la oamenii ăștia. Pentru că, v-am spus, nu te apuca la 15 ani, 14 ani sau, mă rog, vrei să te apuci de trap. Să cânti despre fapte și ce faci tu în stradă, pentru că, na, pe unora, v-am spus, nu le pică bine. Dar, mă rog, piesă foarte bună. Vibe check a trecut de mult, gen șmecher rău. Despre versuri, na, n-ai ce să zici, gen, nu e o operă lirică, dar este o piesă de vibe, cum ai spus. Sunt piese pe care le asculti pentru mesaj și piese pe care le asculti pentru vibe, pentru că sună bine, pentru sound. În fine, piesa îmi place rău de tot, o să mai ascult, a fost pentru prima oară când am ascultat-o și deja mi se pare tare. După ce o asculti de mai multe ori, o înțelegi mai bine, mi se pare și mai tare o piesă. Aveți link în descriere, dacă v-a plăcut și vouă piesa, dați un like. Eu am fost Rodby. Bă, mă jur, chiar mi-a plăcut rău piesa, v-am pupat, ceau!